Sâmbătă la Deva au debutat manifestările din cadrul celei de-a 12-a ediție a zilelor maghiare ale județului Hunedoara. În 2020, manifestările s-au desfășurat online, dar în acest an, evenimentele care sunt organizate de filiala județeană a UDMR, cu sprijinul mai multor primării hunedorene, a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva și a altor instituții publice sau private, sunt deschise pentru public. Acțiunile își propun promovarea multiculturalismului și sublinierea bunelor relații dintre comunitatea română majoritară și minoritățile naționale din județul Hunedoara. Sunt hunedoreancă și organizăm acest eveniment de 12 ani. Este o mare bucurie pentru mine că pot să fac și în această calitate de secretar de stat. Până acum am fost întotdeauna organizator, acum sunt mai mult participant în acest an. Putem să ne bucurăm împreună de multiculturalismul din județul Hunedoara. Sunt convinsă că și cetățenii de etnie română sunt foarte bucuroși când organizăm acest eveniment, că sigur, dacă nu altceva, Guiașul cu siguranță place la toată lumea. Pe mine mă bucură foarte mult că vin și prieteni de-ai noștri de etnie română și se bucură împreună de aceste momente cu noi. Putem să le arătăm câte un pic din tradițiile noastre, puteți să observați dansuri populare ale noastre, muzica noastră și, după câte am spus, mai ales puteți să gustați din guiașul tradițional maghiar. Mă bucur foarte mult că în sfârșit am reușit să organizăm în aer liber, că până acum, din păcate, anul trecut, din cauza pandemiei, l-am ținut doar online și este un mare bucurie pentru mine data a fost foarte bine gândită, având în vedere că așa se pare că, din păcate, peste vreo o lună o să avem numerele zilnice o să urce și în această cauză mă bucur că totuși am reușit anul ăsta. Suntem la 12 ediție. De la prima ediție am luat parte la organizarea Zeului Maghiare. Și este efectiv o bucurie și o fericire și o mulțumire și sper că o să fim destui de mulți, să ne adunăm și până la urmă asta e cel mai important, să fim împreună, să socializăm, să ne împrietenim și să putem lucra împreună în viitor. Fără îndoială, gulașul a fost principalul punct de atracție. Rețetele de preparare ale acestei delicatese culinare tradiționale maghiare fiind diferite. Același gulaș este și liantul care face legătura între comunități, reprezentanții Lions Club Deva, Sarmi Segetuza, care derulează acțiuni caritabile deosebite, dovedindu-se a fi la fel de pricepuți și în fața cea unului cu o sumedenie de ingrediente. Începem întotdeauna cu grăsime. Noi suntem pentru slănină, deși se spune că grăsimea porcului nu este așa de sănătoasă. Noi am început în fiecare ceaun cu slănină, am prăjit slănina. În grăsimea rămasă se prăjește ceapa și pe urmă se pune carnea. Și când carnea este aproape gata, atunci se pun și cartofii. Și bineînțeles, ca și ingrediente, mai apar sare. Chimen este foarte important pentru că chimenul ajută la digestia mâncărurilor mai grase. Chimenul apare boia de ardei, sare și cine dorește, cine este pentru, merge și un pic de ardei iute. În loc de cartofi se pot pune fasole, ciuperci, și depinde de rețeta fiecăruia. Și avem aici o echipă în capăt, cei care de fapt nu sunt maghiari, nu sunt unguri, dar au venit aici astăzi cu noi să gătească gulaș și eu am gustat și spun că i-a ieșit foarte, foarte gustos, deci pot să recomand pentru toată lumea să vină și să deguste. Suntem prezenți la acțiune, am pregătit și noi un gulaș, să ne înscriem în linia evenimentului. Chiar acum urmează să ne înfruptăm din ceea ce am preparat și sper să fie lumea mulțumită. Această acțiune face parte din o temă pe care o are Lions. Este o temă legată de hrană.
sperăm ca toată lumea să se bucure de tot ceea ce s-a preparat aici. Nu au lipsit nici dansurile populare maghiare, invitat special fiind membrii ansamblului folcloric din Mădăraș-Ciuc, prin prezența acestora sperându-se la dezvoltarea relațiilor culturale între județele Harghita și Hunedoara, oaspeții din estul Transilvaniei fiind încântați de ceea ce au văzut în urbea de la poalele cetății. Mindaharom szeretőtalál, ja Istenem, hogy éljek tovább. Mindaharom szeretőtalál, ja Istenem, hogy éljek tovább. Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról, ejha, itza, ritza, kukorica, delce. Egyik ava lehajlott, a szeretővel hagyott, ejha, itza, ritza, kukorica, delce. Am primit cu bucurie o invitație din partea gazdelor și deoarece eu personal n-am fost aici la Deva niciodată și mai mulți din grupul nostru au venit prima oară, ne-am bucurat să acceptăm această invitație și să participăm la Zilele Maghiare din Deva. Este un ținut foarte frumos din câte am văzut până acum și am fi bucuroși să ne cunoaștem mai bine. Am văzut aici pe scenă și un grup de copii foarte talentați de dansuri populare, așa că eu, fiind învățătoare la bază, m-am uitat cu interes și m-am gândit că poate am putea face ceva, un schimb cu ei. Nu este prima ocazie când am venit noi așa mai departe din Secuime. Mai de mult am fost și la Târgu Jiu, la comunitatea de acolo, comunitatea maghiară, cu mai multe ocazii. Am făcut și spectacol și balul strugurilor, cum se spune. Așa că am putea repeta această experiență și aici, în județul Hunedoara. Dacă este cineva care să ne solicite. Promovarea tradițiilor culturale ale comunității maghiare va continua până la sfârșitul acestei săptămâni și în alte locații din județul Hunedoara. În această săptămână pe care o dedicăm culturii maghiare în întreg județul, încercăm să ne facem cunoscuți ca și minoritate în această majoritate. Suntem parte a comunității, suntem totdeauna dedicați dezvoltării ei și prin aceste zile dorim să fim mai bine cunoscuți, să promovăm toleranța, să înțelegem că doar împreună vom reuși să dezvoltăm această comunitate așa cum ne-o dorim cu toți. Astăzi e o zi importantă pentru comunitatea maghiară din județul Hunedoara. Cu părere de rău, anul trecut din cauza pandemiei n-am putut să sărbătorim aceste zile, dar uite că anul acesta, din fericire, se poate și am dorit iarăși să aducem în rândul populației din Deva și a județului gastronomia maghiară, cultura maghiară, dansurile populare, muzica populară și, de ce nu, voia bună pentru toată lumea. Pe Facebook am făcut reclamă, avem foarte mulți prieteni, e voie bună, muzică, băutură, mâncare, gulaș, 3-4 feluri. Ne bucurăm că lumea este prezentă într-un număr destul de frumos și să sperăm că va fi foarte bine. Mai avem sfârșitul acestor evenimente, este săptămâna viitoare, duminica viitoare la Hunedoara, dar avem evenimente la Lupeni, Petroșani și e bine. Deci cuprindem tot județul, invităm pe toată lumea să participe cel puțin la degustarea mâncărilor tradiționale maghiare. Degustări de gulaș vor mai avea loc vineri 24 septembrie de la ora 10 în piața centrală din Petroșani, sâmbătă 25 septembrie de la ora 11 la Castelul Corvinilor din Hunedoara și de la ora 15 la Călan, Strei Sânt Georgiu și în ultima zi a manifestărilor, duminică 26 septembrie de la ora 16 în preajma Bisericii Reformate din Brad. Alte manifestări de la Zilele Maghiare ale județului Hunedoara se vor mai desfășura în Lupeni, Simeria, Hațeg, Petrila și Jeledinți.